seara din nou. Vă mulțumesc în primul rând domnilor profesori, Schmidt și Stanomir, pentru că prin prestanța domnilor săi academică și intelectual au girat acest volum. Vă sunt mult mai miști, vă spun sincer, pentru că eram pe drumul nisipoase și să vorbești despre propaganda rusă ai nevoie de niște repere, de niște jaloane. La un moment dat putem crede că trăim într-o teorie a conspirației și că suntem, putem explica toate micile și marile noastre necazuri să le punem pe umerii rușilor. De data aceasta însă, cred că originea fenomenului fake news chiar o putem atribui Kremlinului. Asta am încercat să fac în acest volum. Trăim în post-adevăr. Am învățat că există adevăruri alternative. Asta ne-a spus administrația Trump. Ni se livrează fake news permanent. Trăim în poluare informațională. Mai nou am aflat că suntem și bolnavi de information disorder, tulburări informaționale. Toate lucrurile astea sunt cauzate de valul uriaș de informație care ajunge până la noi și de faptul că fake news reprezintă marca recentă a unui fenomen care există de cel puțin 100 de ani și pe care l-am denumit când dezinformare, când propagandă, când spețpropagandă, când maschirovka, un termen care era drag lui Lenin și care a stat la fundamentul statului sovietic și a activității serviciilor secrete a poliției politice. În general, Occidentul tinde să atribuie nașterea acestui fenomen fake news ultimelor ani. Mi se spune că Brexitul și alegerile prezidențiale americane sunt primele perioade în care au fost făcute cunoscute în fake news. Cred că putem vorbi de cel puțin un secol de dezinformare, propagandă neagră sau albă, iar faptul că astăzi nu mai știm să deosebim adevărul de minciună se datorează în mare măsură și acestei confuzii teribile în care trăim. Valul de fake news lovește la temelia democrațiilor liberale. Am încercat să văd care este efectul acestei propagande și dezinformări, în special în alegerile europene, cele din Franța, cele din Germania, referendumul din Marea Britanie, Brexit, referendumul pentru independența Cataluniei, dar și alegerile din Statele Unite ale Americii. Am documentat unele teorii ale conspirației, începând cu cea care îmi spune că evreii sunt cei care conduc lumea, conform unei cărți celebre, protocoalele înțelepților Sionului, care a plecat în urma unei fake news uriaș acum 100 de ani și pe care până și securitatea română a răspândit-o, a tipărit-o și a răspândit-o în Orientul Mijlociu. Dar și unei alte teorii conspirației care îmbracă haina fake news și anume că vaccinurile provoacă autism. Știți foarte bine că și în România este o temă foarte prezentă. În 2016 au murit câteva zeci de oameni și în timp ce Ministerul Sănătății emitea un comunicat în care încerca să ne aducă tuturor la cunoștință că este o dezinformare uriașă această știre, pe un post de televiziune apărea o jurnalistă care susținea în continuare aceeași teorie a dezinformării. Până la urmă, de ce este importantă această dezbatere? De ce ar fi important să știm ce este adevărat și ce este fals? Conform Constituției avem voie să citim tot ce ne cade în mână, să scriem și să distribuim orice informație, indiferent dacă este falsă sau nu. Problema este că în centrul vieții publice, în acest moment, stă un adevăr relativ. Din prisma aceasta a fake news și a războiului hibrid, am documentat două capitole importante, cred, din istoria noastră recentă, și anume Revoluția Română și evenimentele de la Târgu Mureș. Din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat
această anchetă, ale cărei rezultate preliminare le-am aflat în decembrie anul trecut, și anume faptul că nu a existat un vid de putere în 1989, o concluzie teribilă, care ne spune că Partidul Comunist a supraviețuit acestei revoluții, cu ghilimele sau fără, și că securitatea a fost instrumentul care a ajutat Partidul Comunist să se mențină la putere prin fake news, propagandă și dezinformare, atunci am putea înțelege ce mi s-a întâmplat în ultima perioadă. O situație similară a fost și la Târgu Mureș, când a existat o scenară pe același tipar, în care au fost folosite din nou fake news. Mai târziu aveam să aflăm că așa le spunea. A fost dezinformare și propagandă, dar a îmbrăcat niște forme moderne. Practic, securitatea s-a relegitimat. Cât de mult au fost folosite fake news pentru ca Marine Le Pen, de exemplu, să ajungă la putere, împotriva Angelei Merkel, pentru ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană, sau pentru ca Trump să câștige alegerile, sunt întrebări la care vom afla încet, încet răspunsul. Pe de o parte, ancheta care se desfășoară în Statele Unite și care este condusă de Mueller, ne dă tot mai multe amănunte, care ne oferă garanții că, într-adevăr, Kremlinul s-a implicat în a furniza informații lui Trump și că a contribuit prin fake news la câștigarea alegerilor. Cea mai importantă știre, cea care a fost viralizată cel mai mult, a fost, de exemplu, fabricată de un român de 24 de ani, Ovidiu Dobrotea, cel care a gândit următoarele două știri cel puțin, și anume că Hillary Clinton vinde armament statului islamic, era un fake uriaș, dar care a fost crezut și a fost preluat de presa mainstream, și a doua știre care a fost cea mai importantă știre fake viralizată, și anume că Papa Francisc îl sprijină pe Trump. Putem fi mândri că noi români am contribuit, asta a fost contribuția noastră la alegerile americane și a fost una remarcabilă. Se spune că Hannah Arendt spune foarte frumos că nu adevărul este cel care stă la temelia unei democrații, ci opinia. Opinia însă trebuie să fie sprijinită întotdeauna pe fapte. Ce este adevărul? Dacă adevărul este relativ și fiecare poate crede și își poate forma convingerea în funcție de informațiile pe care le găsește pe piață. Există o teorie că adevărul se produce prin consens și că sunt trei instituții care produc acest adevăr. Sunt universitățile, media și justiția. În acest moment, în România, toate cele trei instituții sunt sub atac. Presa este una confiscată, probabil că suntem presa care are cei mai mulți patroni la pușcărie sau care au ieșit din pușcărie. În același timp, deși toată lumea are o părere mizerabilă despre presa românească, suntem una din puținele țări din lume în care consumul offline de televiziune este în continuă creștere. Media zilnică este de 5 ore în România. Deși ne uităm la niște televiziuni în care nimeni nu mai crede. Dar oamenii se uită pentru că au nevoie să-și ia de acolo emoția, nu știu cum informația. Justiția este lovită în fiecare zi. Acum chiar suntem în mijlocul unui astfel de eveniment. Cât despre universități, tocmai am ieșit un astfel de scandal, de fapt nu am ieșit, el continuă privind repartiția locurilor bugetate. Cum ne vom descurca mai departe atât timp cât nu ajungem prin consens la adevăr? Asta este o întrebare fundamentală. După părerea mea, fake news reprezintă simptomul populismului. Bolșevicii aveau teoria care spunea că presa nu reprezintă dreptul cetățenilor de a fi informați corect, ci mai degrabă dreptul statului de a minți. În acest punct ne aflăm noi astăzi. Cred că suntem într-un punct de inflexiune din care vom ieși fie spre Turcia lui Erdogan sau Ungaria lui Orban, fie vom traversa din nou deșertul și vom ajunge în același punct ca în decembrie 89.
atunci când vedem că toate narațiunile, metanarațiunile și metalimbajul fake sunt preluate de la Russia Today, Sputnik și de la și mesajele Kremlinului sunt reproduse și declinate în România, adică România va deveni o colonie europeană, Bruxelles nu este bun pentru noi, pentru poporul român, pentru că ne obligă să facem niște lucruri care sunt împotriva valorilor noastre tradiționale, în care aflăm că sunt state europene care vor legaliza pedofilia, asta ne-a spus Putin într-un celebru discurs din 2013, în care aflăm că copiii sunt luați din familiile lor și dați în grijă unor instituții de stat. La noi a fost cazul Bonnariu, de exemplu, dar au existat cazuri absolut similare în statele ex-sovietice, baltice, dar și în estul Europei. Toate aceste lucruri ne fac să credem că suntem o parte a unui joc mult mai complex. Ce se întâmplă în România nu sunt fabulații ale unei știri similare celei care spune că pâinea naște cui vii. Aceea nu este o știre falsă. Nu este fake news. Este o știre care pur și simplu a fost inventată pentru a produce audiență. M-aș bucura să citiți cartea și să faceți parte din această discuție, cred, foarte importantă ce înseamnă adevărul și cum vom produce prin consens adevărul care